Principalul capitol al bugetului județului Giurgiu la care s-au făcut tăieri a fost cel privind cheltuielile cu bunurile și serviciile. De altfel, potrivit conducerii Consiliului Județean, anul trecut am avut cele mai mici sume alocate acestui sector. Banii pe care am primit în acest an sunt mult mai puțini decât de la guvern, evident, sunt mult mai puțini decât am primit în anii precedenți. La responsabilități crește lista, la surse alocate a scăzut de la an la an. Acesta este, din start, spun, cel mai greu an pe care îl avem de parcurs împreună. Și în aceste condiții am încercat să reducem cheltuielile privind bunurile și servicii, deși într-un clasament, înțeleg neoficial, realizat de un institut de specialitate, județul Giurgiu figura pe anul trecut ca fiind județul cu cel mai mic volum de cheltuieli la bunuri și servicii. În afară de Ion Vasilache, toți ceilalți consilieri ai PDL au lipsit astăzi de la ședință, iar contrar zvonurilor apărute în presa electronică, potrivit cărora socialdemocrații ar fi fost sfătuiți de conducerea organizației județene a PSD să voteze împotrivă, aceștia au dat azi în plen un vot pozitiv în cazul bugetului propriu al Consiliului Județean. Tot în ședința de astăzi au fost aprobate mai multe proiecte vizând sprijine financiare, iar înregistrarea integrală o veți putea urmări imediat după știri.